În calendarul Bisericii Ortodoxe, ziua de 8 septembrie este dedicată sărbării nașterii Maicii Domnului, iar cu acest prilej, Biserica Monument a Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași se pregătește să sărbătorească primul său hram în cinstea acestei mari sărbători religioase. Sfânta liturghie în cinstea nașterii Maicii Domnului va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, însoțit de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul sărbătorii, programul religios va cuprinde mai multe evenimente. Joi 7 septembrie de la ora 18 va avea loc vecernia unită cu litia, urmată de o procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. La miezul nopții, credincioșii vor putea participa la utrenie, iar în ziua de 8 septembrie va fi săvârșită slujba acatistului, urmată de Sfânta liturghie arhierească. Biserica Nașterii Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu are o istorie bogată și datează din anul 1659, când voievodul Gheorghe Ghica a dăruit boierului grec Iani Hadâmbu un loc în pădurea Iașilor, la dealul mare, pentru a construi o biserică cu hramul Nașterii Preacinstitei și Născătoarei de Dumnezeu. Un moment deosebit în istoria acestei biserici a fost legat de pictura realizată între 1937-1938 de către preotul Octavian Zmău din Roman, care a donat două icoane ale Maicii Domnului cu pruncul Mănăstirii Hadâmbu. După 30 de ani în care au fost păstrate într-o ladă, aceste icoane au fost aduse în biserică și au fost închinate Mănăstirii Hadâmbu. În perioada ulterioară, odoarele au fost împodobite cu ferecături de aur și argint și au fost donate schitului din dealul mare, cunoscut sub numele de Mănăstirea Hadâmbu. Prin grija Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Mănăstirea Hadâmbu a fost reînființată în 1990, marcând astfel o renaștere a acestui important loc de închinare și spiritualitate din județul Iași.